liderii de grup. Să vă trăiască, domnul Ionuț. Cu permisiunea dumneavoastră, vreau să observați că cei de la prezidiu poartă toți măști. Eu sunt permis, că nu pot vorbi. Ce s-a întâmplat? Nu se aude în sală, este? De asta mi-am permis. Doamne și domnilor deputați și senatori, declar deschisă ședința comună de astăzi a Camerei Deputaților și Senatului. Ordinea de zi și programul de lucru pentru ședința comună au fost stabilite de birourile permanente ale celor două camere, cu participarea liderilor grupurilor parlamentare, fiind afișate pe site-urile celor două camere. Programul de lucru va dura până la finalizarea ordinei de zi. Vă reamintesc procedura votului electronic la distanță. Exprimarea votului prin mijloace electronice se face în intervalul de timp de minim 5 minute alocate votării anunțat de președintele de ședință, textul puteți vota fiind afișat pe ecranul dispozitivelor. Deputatul sau senatorul are următoarele posibilități. Sunt sonorizarea, sunt foarte săit așa și eu nu-s de fel. Apăsarea tastei da, caz în care deputatul sau senatorul va fi înregistrat prezent cu opțiunea de vot pentru. Apăsarea tastei nu, caz în care deputatul sau senatorul va fi înregistrat prezent cu opțiunea de vot contra. Apăsarea tastei AB, caz în care deputatul sau senatorul va fi înregistrat prezent cu opțiunea de vot abținere. Apăsarea tastei nu votez, caz în care deputatul sau senatorul va fi înregistrat prezent în categoria celor care nu și-au exprimat nicio opțiune de vot. În cazul în care nu apăsați nicio tastă, sunteți considerat absent la votul respectiv. Rezultatul votului este contorizat sub fiecare buton de vot. La încheierea votului, pe ecranul dispozitivului de vot, va fi afișat textul vot oprit. După finalizarea ședinței, rezultatele voturilor exprimate de către fiecare parlamentar vor fi afișate pe site-urile Camerelor Deputaților și a Senatului. Liderii de grup, voturile le exprimăm la sfârșit pe toată ordinea de zi, da? La primul punct al ordinii de zi avem informarea din partea președintelui României, domnul Klaus Werner Iohannis, referitoare la participarea forțelor armatei României și Ministerului Afacerilor Interne la misiuni și operațiuni în afara teritoriului național în anul 2020, precum și dizlocarea la nevoie în România a Forței de Răspuns a Organizației Tratatului Atlanticului de Nord. Dau cuvântul, cine este domnul deputat, din partea Comisiilor pentru Apărare ale Camerei. Stați o secundă, îmi cer scuze. Vă rog, domnul secretar, vă rog. Vă rog, vă rog, vă rog. Solicitare pe procedură. Președinte, și vă rog să mă iertați, domnule coleg, dar am înaintat, domnilor președinți ai celor două camere, am înaintat o solicitare în ceea ce pe procedură pentru modificarea ordinii de zi de astăzi și vreau să atrag atenția asupra unui precedent pe care îl creăm astăzi, un precedent deosebit de periculos. Și fac referire aici la punctul 8 care a fost introdus astăzi pe ordinea de zi, după ce a fost eliminat un alt punct, și anume un proiect care ne aparține, grupului senatorial și al deputaților USR. În speță, ni se cere astăzi să votăm în plen comun, contrar prevederilor Constituției, ni se cere să votăm un raport asupra prevederilor articolului 134 din legea pentru completarea codului fiscal, lege care a trecut definitiv și a fost adoptată de către Camera Deputaților ieri, moment în care procedura parlamentară s-a încheiat. Niciuna dintre camerele Parlamentului, neavând posibilitatea să mai revină asupra acestui proiect de lege, în niciun sens. Și vreau să vă citesc aici, pentru că
s-a mai întâmplat odată, recent, o astfel de situație și vreau să vă citesc din decizia Curții Constituționale 128 din anul 2019, prin care nu ni se permite să încălcăm cadrul constituțional care stabilește reperele și etapele clare în procesul de adoptare a unei legi, pornind de la inițiativa legislativă, de la depunerea ei și până la intrarea în vigoare a legii, toate subsumate principiului legalității, exigență primordială a statului de drept. Procedura de legiferare apare nu ca un scop în sine, ci ca o premisă pentru asigurarea unei legislații de calitate. Acceptarea ideii potrivit căreia, după decizia finală a Camerei Decizionale, legea poate fi oricând repusă în discuția plenului, este de neacceptat și aduce atingere prevederilor articolului 75 alineatul 3 din Constituție, pe care îl lasă lipsit de conținut. Curtea Constituțională a statuat că acest aspect, că niciun instrument juridic prevăzut de Constituție nu poate fi lipsit de eficiență, golirea lui de conținut, determinând caracterul lui iluzoriu și implicit încălcarea principiului constituțional al statului de drept. Interpretarea literală și sistematică a normelor constituționale incidente conduc la concluzia că, în condițiile în care Camera Decizională a decis definitiv, prin vot, asupra unui proiect de lege, reluarea discuțiilor cu încălcarea dispozițiilor articolului 75 alineatul 3 și articolului 77 alineatul 3 alineatul 1 din Constituție duce la consecința neconstituționalității legii adoptate în ansamblu. În ansamblu, domnilor colegi, neavând posibilitatea să o modificăm niciodată. Chiar dacă se va invoca de la acest microfon că ceea ce noi vom face astăzi are un scop pozitiv și anume acela de a întări modificarea codului fiscal și cu impozitarea pensiilor speciale, Curtea a statuat că orice astfel de corectare, de adăugire, de întărire sau cum vreți dumneavoastră să o numiți, trebuie să se respecte și să se realizeze cu respectarea dispozițiilor constituționale. Acceptarea tezei contrare ar credita legiuitorul cu posibilitatea de a decide practic dacă respectă sau nu legea fundamentală, ceea ce este în contradicție cu principiul supremației Constituției și încalcă rolul Curții Constituționale de garant al acesteia. Normele regulamentare pe care noi trebuie să le respectăm în activitatea noastră de zi de zi reprezintă instrumente juridice care permit desfășurarea activităților parlamentare în scopul îndeplinirii atribuțiilor constituționale. Suntem autoritatea respectivă prin care poporul român își exercită suveranitatea în conformitate cu prevederile constituționale. Deci iată că dacă noi astăzi vom relua dezbaterile pe acest proiect de lege pe care ieri l-ați adoptat definitiv în calitate de cameră decizională, nu facem altceva decât să vulnerabilizăm acest proiect de lege, să-i creăm probleme. Și mi-e greu și mi-e aproape imposibil să cred și nu-mi doresc să cred astăzi că de ieri până astăzi v-ați răzgândit și că nu vă mai doriți impozitarea pensiilor speciale. Am acceptat toate aceste abuzuri zilnice. Practic, proiectul nostru de lege a fost scos de pe ordinea de zi și a fost introdus acesta. Dar haideți să nu-l vulnerabilizăm. Haideți să nu oferim posibilitatea ca toată munca noastră să fie în zadar și toate așteptările cetățenilor să fie înșelate. Vă mulțumesc și rugămintea este să scoatem acest proiect de pe ordinea de zi. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Andronache, din partea grupului Partidului Național Liberal. Da, vă mulțumesc, domnule președinte, îi mulțumesc colegului senator pentru că a invocat principiul legalității. Tocmai în temeiul acestui principiu invocat de atâtea ori în deciziile Curții Constituționale, Comisia pentru Statut s-a pronunțat astăzi asupra unui aspect din proiectul de lege, nu asupra legii în întregime. Este adevărat, reglementarea și-a urmat procedura parlamentară și a fost ieri votată de Camera Decizională. Însă există zeci de decizii ale Curții Constituționale care arată că dacă în cadrul dezbaterilor se relevă existența unui aspect de competența decizională a celelalte camere sau a Parlamentului în ansamblul său reunit în ședință comună Camera Deputaților și Senatul,
acel aspect va fi transmis pentru vot decizional către acea structură competentă. Este ceea ce se propune a se dezbate astăzi. Nu o să intru în amănunte pentru că nu are rost, nu suntem la punctul acela de pe ordinea de zi. Însă, în mod corect s-a procedat la Comisia de Statut și anume s-a discutat doar aspectul legat de litera F, care vizează modificarea legii 96 privind statutul deputaților și senatorilor, în respectarea deciziilor Curții Constituționale. Acest element nu vulnerabilizează legea, ci întărește parcursul, procedura urmată de lege în cadrul Parlamentului. Ca atare, concluzia este foarte simplă. Ceea ce se va întâmpla astăzi este în consonanță cu deciziile Curții Constituționale referitoare la competența de reglementare. Dacă nu am fi procedat astfel, am fi avut într-adevăr un element de vulnerabilitate. Vă mulțumesc mult! Sunt total de acord cu dumneavoastră, domnul Andronache. Da. Să mă lămuresc, se dorește scoaterea de pe ordinea de zi a proiectului de impozitare a pensiilor? Vă rog, domnul. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați colegi, ieri Parlamentul României, Camera Deputaților, în unanimitate, deci cu voturile USR, a votat impozitarea tuturor pensiilor speciale și s-a menționat de asemenea ieri că pentru articolul care face referire la parlamentari, fiind vorba de statutul parlamentarilor, e nevoie de un plen reunit și a votat acel articol care face referire la parlamentari, astfel încât pe lângă magistrați, militari, polițiști, aviatori și alte categorii care beneficiau de pensii speciale majore, să impozităm și pensiile speciale ale parlamentarilor pe același principiu. Ce face USR-ul astăzi, după ce ieri a votat și astăzi în Comisia de Statut a votat de asemenea acest proiect, vine și ne cere retragerea de pe ordinea de zi a proiectului prin care încercăm impozitarea pensiilor parlamentarilor. Ce ați făcut în acești ani în care ați susținut că acestea trebuie impozitate? V-ați răzgândit? Vă tremură genunchii? Încep să vă se supere parlamentarii pe dumneavoastră? Fac apel la celelalte grupuri parlamentare. Haideți ca astăzi să dăm acest vot pentru impozitarea și a pensiilor parlamentarilor și de săptămâna viitoare, când toate pensiile speciale vor fi impozitate, guvernul să aibă bani pentru a majora pensiile și a dubla alocațiile. Vă mulțumesc. Procedură sau... S-au spus niște adevăruri. Astăzi s-a scos în biroul permanent reunit proiectul 282 pe 2017, proiectul USR prin care se cerea eliminarea pensiilor speciale ale parlamentarilor. Ăsta a fost pus pe ordinea de zi acum câteva zile. Astăzi, toate partidele, cu excepția USR, au votat scoaterea acestui proiect de pe ordinea de zi pentru că vor să-și păstreze privilegiile. Asta este realitatea. Să știți dacă că nu suntem surzi. Adică... Să renunțați la pensiile speciale ale parlamentarilor, trebuia să lăsați acest proiect pe ordinea de zi, trebuia să-i dați raport de adoptare în Comisia de Statut și într-o oră, dădeam vot final și se termina odată pentru totdeauna cu aceste pensii. Dar în continuare faceți o mascaradă. USR nu va lua parte la această mascaradă. Puneți proiectul 282 din 2017 înapoi pe ordinea de zi. Vă mulțumesc. V-am atras atenția de acum să treceți întâi pe la USR și pe urmă să faceți ordinea de zi, dar nu mă ascultați. Vă rog. Domnul președinte, păi eu nu mai înțeleg. Grupul USR a votat impozitarea ieri. Astăzi cereți abrogarea. După ce ieri ne-a spus, adică nu poți să impozitezi ceva ce elimini. E un nonsens, dar mă rog, l-aștept de la USR la treaba asta. Ieri, de la tribuna Parlamentului, colegii de la USR au spus că deja CCR-ul a dat câteva sentințe prin care nu pot fi eliminate complet aceste pensii și că singura soluție este impozitarea drastică.
Avem de ales între a merge în continuare cu populismul dumneavoastră și a vă bate, așa cum încercați să vă bate joc dumneavoastră de propriul electorat, să-i prostiți pe oameni și să-i mințim că le putem abroga în sfârșit și nu o să se întâmple nimic, sau a vota o lege constituțională prin care se impozitează sever cu 85% și să găsim soluția constituțională prin care această lege intră și în vigoare și banii se recuperează pentru a-i face cele investiții de care vorbeam mai devreme. Ați început să apărați pensiile parlamentarilor, asta faceți, stimați colegi de la USR. Mai dorește cineva? Domnul lider al Partidului Național Liberal și pe urmă domnul secretar? Nu, ușor. Nu avem un accident. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor colegi. Probabil că colegii noștri n-au înțeles și au votat ieri și din acest motiv, fiind stare de alertă, au intrat într-o stare de confuzie generală. Pe scurt, încerc să explic oamenilor de acasă că ceea ce vedeți dumneavoastră astăzi de aici din Parlament este faptul că, invocând diferite proceduri după ce erau votat toți, cu o singură excepție, acest proiect de lege, colegii noștri se opun astăzi practic impozitării cu 85% ale pensiilor parlamentarilor. De unde vine supărarea colegilor de la USR? Ei vin și spun, dar de ce să nu le abrogăm? Păi asta spune și PSD-ul, asta spune și PNL-ul, asta spune și PMP-ul și UDMR-ul, cred că au un proiect de genul ăsta. Sunt 11 proiecte. Numai că ei sunt foarte supărați că de ce nu luăm jucăria lor. Nu luăm jucăria lor pentru că vorbim de lucruri serioase. Pentru prima dată în ultimii ani am ajuns la un consens în care, printr-un amendament al liderului Partidului Național Liberal și a liderului de la PSD din Camera Deputaților, impozităm toate pensiile speciale cu 85%. Colegii de la USR ar vrea să nu fie pentru toate. Ar vrea ca magistrații să nu fie incluși aici. Ar vrea ca parlamentarii să nu fie incluși aici. Ar vrea ca cei de la Curtea de Conturi să nu fie aici, pentru că i-au votat treaba asta în Senat. Vorbim despre ipocrizie și despre populism, despre dezinformare. Nu reușesc colegii noștri să înțeleagă că atunci când dau o propunere, într-o democrație, ea trebuie susținută prin vot. Nu ați reușit să adunați consens în jurul dumneavoastră, pentru că, de fapt, dumneavoastră vezi ca pensiile speciale să rămână. Noi, cei care vrem ca pensiile speciale să fie tăiate, ne-am asumat public acest lucru, din acest motiv am și depus acel amendament și astăzi, cu voia parlamentarilor și a bunului Dumnezeu, ascultăm vocea românilor, e adevărat, nu vocea dumneavoastră răgușită, și pensiile speciale vor fi impozitate drastic. Așa să ne ajute Dumnezeu. Restul, domnule președinte, vă rog să invitați pe colegi conform regulamentului pentru declarații politice la ora 14 după încheierea ședinței de săptămâna viitoare. Vă mulțumesc. Și ultimul vorbitor, domnul președinte Dan Barna. Rog ca să concluzionăm, că deja văd că sunt probleme mari aici în Parlament. Domnule președinte, acest Parlament are deja, cum să spun, precedentul, legea anterioară de tăiere a pensiilor speciale, adoptată în așa fel încât să fie foarte clar că va pica la Curtea Constituțională. Lucru care s-a și întâmplat. Ce facem astăzi? Punem din nou niște cârlige de care să se agațe Curtea Constituțională. Și vreau să întreb pe antevorbitorii noștri, ce adoptăm noi astăzi? Pentru că, conform Constituției, Parlamentul adoptă legi, hotărâri sau moțiuni. Ce șmecherie este aceasta? Adoptăm prevederile articolului. Unde în Constituție scrie că Parlamentul, în plen comun, adoptă prevederi? Aceasta este o șmecherie, pentru că dacă spunem că e lege, cum pare că ați sugerat, tocmai facem un paralelism cu legea adoptată ieri și devine cerne constituțională. Deci, practic, prin demersul de astăzi, dumneavoastră vă asigurați că proiectul de lege de ieri, legea de ieri, de impozitarea pensiilor speciale, devine neconstituțională. Aceasta este adevărata miză și trebuie să încercăm să ieșim din... Sunt 6 luni electorale și atunci ce v-ați gândit? Hai să facem o combinație, să dăm posibilitatea ca am rezolvat-o, trec alegerile, după care rămânem noi parlamentarii cu pensiile.
Asta este o găselniță. Ideea că nu USR nu susține... Vă rog să concluzionați, ideea domnul că lider. USR nu susține pensiile speciale, nu o crede nimeni în România. Deci, ideea este foarte clară. Vrem eliminarea acestora. Domnul lider, și dacă vă nu rog. Se poate, putem să o impozităm. Colegii mei au explicat foarte clar care e procedura. Dar această șmecherie găsită astăzi în Comisia de Statut, prin care dumneavoastră vreți să faceți proiectul de ieri neconstituțional, este un lucru pe care noi îl semnalăm și nu vom susține așa ceva. Mulțumesc! Și eu vă mulțumesc! Vreau să pregătim sistemul de vot. Domnul deputat, chiar mi-aș fi dorit să interveniți. Domnul Arpan, pregătiți sistemul de vot. Domnule președinte, doamnelor și domnilor deputați, eu cred că colegul nostru deputat, Andronache, a explicat destul de clar. Mai ales dacă cineva mai citește și Constituția, cum se dezbate un proiect de lege în care sunt elemente în care o cameră sau alta sunt camere diferite, sunt decizionale, care este procedura. Procedura este scris în Constituție că acel element se reîntoarce în camera care este decizională. În cazul nostru, camerele reunite. Era clar. 1. 2. Sunt membru în această comisie. În această comisie, într-adevăr, membrul USR a ridicat problema. Hai să dezbatem și abrogarea. Ceea ce tot neconstituțională e că decizia Curții Constituționale este clară. E neconstituțională pentru că este un drept câștigat. Da? Într-adevăr s-a ridicat această problemă, dar în legătură cu această decizie pe care s-o votăm aici și acest raport, membrul USR a votat pentru în comisie. Nu vă supărați, a fost unanimitate în comisie. Vă mulțumesc! Bun. Supunem la vot eliminarea punctului 8 de pe ordinea de zi, respectiv să nu votăm astăzi impozitarea pensiilor speciale, la propunerea grupului USR. Vot, vă rog! La mine apare, puteți vota, eu fiind președintele Camerei, pe urmă pleacă unda de la mine.
Vă mulțumesc. 276 de voturi împotrivă, 67 de abțineri și 42 pentru ordinea de zi de astăzi rămâne nemodificată. Reprezentantul Comisiei de Apărare. Vă rog frumos, vă rog frumos. Nu, ați cerut ieșirea? Ceru mai devreme punerea pe ordinea de zi a proiectului 282 pe 2017 privind eliminarea pensiilor speciale pentru parlamentari. Comisia de statut se poate reuni până ajungem la finalul până ordinii de zi. Am o rugăminte. Putem da un vot și pe am acest o rugăminte. Proiect. Cu toată permisiunea noastră și cu tot respectul față de orice coleg din această sală, nu voi încălca regulamentul. Vă mulțumesc mult, domnul reprezentant. Nu poate să intre în aceeași ordine de zi un proiect de impozitare. Îl vreți, vreți eliminarea înainte de impozitare sau după impozitare? Vă rog frumos, chiar nu vreau să vă las să transformați această instituție într-o bătaie de joc. Reprezentantul Comisiei de Apărare, vă rog, aveți cuvântul pentru citirea raportului. La punctul 1 pe ordinea de zi. Mulțumesc, domnule președinte. Participarea Forțelor Armate ale României la misiuni și operații în afara teritoriului statului român constituie o componentă importantă a profilului strategic al țării noastre în cadrul comunității internaționale. În conformitate cu prevederile Strategiei Naționale de Apărare a Țării și cu direcționările politico-militare în vigoare, prin participarea la misiuni și operații în afara teritoriul statului român, Armata României contribuie la apărarea colectivă în cadrul NATO și la asigurarea securității statelor membre ale Uniunii Europene. Efortul principal va fi reprezentat în continuare de participarea cu forțe și mijloace la operația NATO din Afganistan, precum și menținerea contribuției naționale la asigurarea prezenței înaintate consolidate a NATO în cadrul grupului de luptă dislocat în Polonia. În același timp, se va menține participarea la operațiile din Balcani, KFOR sub conducerea NATO și EUFOR Altea sub egida UE, în principal prin contribuții în cadrul forțelor de rezervă aflate în așteptare pe teritoriul statului român. De asemenea, Armata României continuă activitățile de instruire a forțelor de securitate irachiene în cadrul Coaliției Internaționale Anti-ISIL-Daesh. În conformitate cu prevederea art. 119 din Constituția României și a legii numărul 121 pe 2011 privind participarea forțelor armate la misiuni și operații în afara teritoriului statului român, după consultarea Consiliului Suprem de Apărare a Țării, președintele a aprobat pentru anul 2020 forțele și mijloacele Armatei României și ale Ministerului Afacerilor Interne care pot fi puse la dispoziție în vederea participării la misiune în afara teritoriului național. Pentru îndeplinirea angajamentelor asumate și în scopul confirmării rolului țării noastre de furnizor de securitate, Forțele Armatei României execută misiunile prevăzute în anexa numărul 1, iar Forțele Ministerului Afacerilor Interne pe cele prevăzute în anexa 2. Se asigură astfel continuarea acțiunii de consolidare și de menținere a păcii, conform mandatelor aprobate de către NATO, UE, ONU și OSCE. De asemenea, am aprobat dislocarea la nevoie în România a forței de răspuns a NATO la capacitate de reacție foarte ridicată în scopul pregătirii și sau desfășurării de operații militare în anul 2020, în concordanță cu datele de planificare transmise de NATO pentru anul 2020 și am mandatat Ministrul Apărării Naționale pentru a aproba eventualele modificări în structură, compunerea forțelor pentru a putea surveni în raport cu datele de planificare transmise de NATO pentru anul 2020. Mulțumesc! Vă mulțumesc! La punctul 2 al ordinii de zi avem informare din partea președintelui României, domnul Klaus Werner Iohannis, referitoare la participarea Armatei României cu forțe, mijloace și echipamente la două misiuni de asistență umanitară.
Dau de asemenea cuvântul domnului deputat din partea Comisiilor pentru Apărare ale Camerei Deputaților Senatului pentru prezentarea acestei informări. Pe fondul pandemiei generate de infecția cu virus SARS-CoV-2, România considera că este necesar să acorde sprijin pentru prevenirea extinderii, facilitarea limitării și pentru înlăturarea efectelor epidemiei generate de acest virus prin livrarea de medicamente, echipamente și personal medical. În conformitate cu prevederile art. 119 din Constituția României și cu prevederile art. 2, aliniat 1, litera D și ale art. 7, aliniat 1 din legea 121/2011, privind participarea forțelor armate la misiuni și operații în afara statului român, la propunerea primului ministru, Guvernul României, după consultarea Consiliului Suprem de Apărare a Țării, informez Parlamentul că am aprobat participarea Armatei României cu forțe, mijloace și echipamente la două misiuni de asistență umanitară astfel. Misiunea de sprijin pentru Republica Moldova, misiunea de sprijin pentru Statele Unite ale Americii. Mulțumesc! Vă mulțumesc. Presupun că rămâneți în continuare. Avem și cea de-a treia informare, să luăm accident. Ia, la punctul 3 al ordinii de zi, avem informarea din partea președintelui României, domnul Klaus Werner Iohannis, referitoare la participarea Armatei României cu până la 5 militari la misiunea EUNAVFOR Med Irini în anul 2020. În baza rezoluției Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, Consiliul Uniunii Europene a aprobat lansarea operației EUNAVFOR Med Irini, aceasta fiind declanșată la 1.4.2020 pentru o perioadă de un an, cu posibilitatea de reînnoire anuală sub egida politicii de securitate și apărare comună. În conformitate cu prevederile art. 119 din Constituția României și ale art. 7 aliniat 1 din legea 121/2011, privind participarea forțelor armate la misiuni și operații în afara teritoriului statului român, la propunerea prim-ministrului României, după consultarea Consiliului Suprem de Apărare a Țării, informez Parlamentul României că am aprobat participarea armatei României la misiunea EUNAVFOR Med Irini cu până la 5 militari. Mulțumesc! Am luat act de cele trei informări. Urmează... Spuneți! Vă rog, haideți să termin cu ordinea de zi, domnul secretar, și până revenim la ele, n-am... Urmează punctul 4 al ordinii de zi, scrisoarea președintelui României, domnul Klaus Werner Iohannis, referitoare la participarea Armatei României la cele două operațiuni de tip coaliție, Galant Phoenix și Sentinel, începând cu anul 2020, raportul comun al Comisiilor pentru Apărare și ale celor două camere și proiectele de hotărâre. Proiectele de hotărâre au fost distribuite și afișate, domnul deputat, din partea Comisiilor pentru Apărare pentru prezentarea raportului comun și a celor două proiecte de hotărâre. Asta am sesizat, domnul secretar. Da. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Raport comun privind scrisoarea președintelui României pentru aprobarea de către Parlament a participării Armatei României la două operații de tip coaliție începând cu anul 2020. Comisiile pentru apărare, ordine publică, siguranță națională ale Parlamentului au fost sesizate de către biroile permanente ale Camerei Deputaților Senatului cu adresele numărul 51BP din 23 aprilie 2020, respectiv numărul 491 din 27 aprilie 2020, cu scrisoarea domnului Klaus Werner Iohannis, președintele României, cu privire la aprobarea participării Armatei României la două operații de tip coaliție, având în vedere necesitatea de consolidare a securității regionale și globale prin adaptarea conceptului de apărare a țării și de securitate națională, la evoluția volatilă a mediului de securitate internațional, precum și la riscurile și amenințările care se amplifică, se diversifică permanent, o componentă esențială a profilului strategic al țării noastre în cadrul coaliției internaționale este reprezentată de participarea forțelor armate ale României la misiuni și operații în afara teritoriului statului român. În contextul contribuției țării noastre la promovarea stabilității și securității regionale și globale, pe dimensiunea combaterii terorismului internațional, România a primit două invitații formale de participare
la două operații multinaționale de tip coaliție. În temeiul articolului R7, aliniatul 2 din legea 121/2011, privind participarea forțelor armate la misiuni și operații în afara teritoriului statului român, cu completările ulterioare, președintele României solicită aprobarea Parlamentului pentru participarea României, începând cu anul 2020, la operația multinațională Galant Phoenix, desfășurată pe teritoriul regatului Hașemit al Iordaniei, cu un efectiv de un militar și un civil, personal specific domeniului informații. În temeiul articolului 7, aliniatul 2 din legea 121, președintele României solicită aprobarea Parlamentului pentru participarea României, începând cu anul 2020, la operația Sentinel, desfășurată în apele Golfului Persic, Oman și Aden, cu un efectiv total de până la 10 militari, personal de stat major. În urma dezbaterilor din data de 5 mai 2020 asupra scrisorii președintelui României, membrii celor două comisii au votat în unanimitate de voturi pentru și propun plenului reunit al Camerei Deputaților și Senatului prezentul raport comun de aprobare a solicitării de participare a Armatei României, începând cu anul 2020, la operația Galant Phoenix cu un efectiv de un militar și un civil și la operația Sentinel cu un efectiv total de până la 10 militari. Dau citire hotărârilor. Hotărâre privind aprobarea participării Armatei României la operația Galant Phoenix începând cu anul 2020. Având în vedere solicitarea președintelui României adresată celor două camere a Parlamentului de a aproba participarea Armatei României la operația multinațională Galant Phoenix desfășurată pe teritoriul regatului Hașemit al Iordaniei sub conducerea Statelor Unite ale Americii, începând cu anul 2020 cu un efectiv total de un militar și un civil, personal specific domeniului informații. În temeiul articolului 119 din Constituția României, ale art. 7, aliniatul 2 din legea 121/2011, privind participarea forțelor armate la misiuni și operații în afara teritoriului statului român cu completările ulterioare și ale art. 13.30 din regulamentul activităților comune ale Camerei Deputaților Senatului, Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre. Se aprobă participarea Armatei României începând cu anul 2020 la operația Galant Phoenix, misiune de tip coaliție derulată în regatul Hașemit al Iordaniei sub conducerea Statelor Unite ale Americii, cu un efectiv total de un militar și un civil, personal specific domeniului informații. Ministerul Apărării va semna o înțelegere tehnică cu Departamentul Apărării din Statele Unite ale Americii în vederea stabilirii cadrului de participare și cooperare. Art 3. Ministerul Apărării Naționale și Ministerul Afacerilor Externe vor iniția procesul de negociere și vor semna un acord privind statutul forțelor cu regatul Hașemit al Iordaniei. Art 4. Personalul participant la operații în afară de teritoriul național în anul 2020 va avea dotarea tehnică și armamentul necesare în deplinirii misiunilor specifice fiecărui teatru de operații, iar resursele financiare se asigură din bugetul alocat Ministerului Apărării Naționale pe anul 2020. Și ultima hotărâre. Hotărâre privind aprobarea participării Armatei României la operația Sentinel începând cu anul 2020. Având în vedere solicitarea președintelui României adresată celor două camere ale Parlamentului de a aproba participarea Armatei României la operația Sentinel desfășurată în apele Golfului Persic și Oman și Aden, începând cu anul 2020, cu un efectiv total de până la 10 militari, personal de stat major. În temeiul prevederii art. 119 din Constituția României, ale art. 7, aliniatul 2 din legea 121/2011, privind participarea forțelor armate la misiuni și operații în afara teritoriului statului român, cu completările ulterioare, și ale art. 13.30 din regulamentul activităților comune ale Camerei și Senatului, Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre. Se aprobă participarea Armatei României începând cu anul 2020 la operația Sentinel, misiune de tip coaliție derulată în apele Golfului Persic, Oman și Aden, cu un efectiv total de până la 10 militari, personal de stat major. Personalul participant la operații în afara teritoriului național în anul 2020 va avea dotarea tehnică și armamentul
necesare îndeplinirii misiunii specifice fiecărui teatru de operații, iar resursele financiare se asigură din bugetul alocat Ministerului Apărării Naționale pe anul 2020. Am terminat. Domnul deputat Lopescu, vă mulțumesc. Urmează să trecem la dezbatere pe articole a proiectului de hotărâre privind aprobarea participării Armatei României la operațiunea Galant Phoenix începând cu anul 2020. Dacă la titlul proiectului de hotărâre sunt obiecții. Dacă nu, adoptat. La preambul, dacă sunt obiecții. Nu sunt, adoptat. La articolul 1, sunt obiecții sau comentarii? Nu, adoptat. La articolul 2, sunt obiecții sau comentarii? Nu, adoptat. La articolul 3, sunt obiecții sau comentarii? Nu, adoptat. La articolul 4, obiecții sau comentarii? Nu, adoptat. Am încheiat dezbaterile, urmează la sfârșit să exprimăm și votul electronic. Trecem la dezbaterea pe articole a proiectului de hotărâre privind aprobarea participării Armatei României la operațiunea Sentinel începând cu anul 2020. Dacă la titlul proiectului de hotărâre sunt obiecții, nu sunt, adoptat. La preambul, nu sunt, adoptat. La articolul 1 sunt obiecții sau comentarii, nu sunt, adoptat. La articolul 2 sunt obiecții sau comentarii, nu sunt, adoptat. De asemenea, și această hotărâre urmează la sfârșit să o supunem la vot. Trecem la punctul 5, domnul deputat, astăzi vă țin, facem o ședință în doi. Mulțumesc, domnule. Al ordinii de zi, scrisoarea președintelui României, domnul Claus Werner Iohannis, referitoare la aprobarea înființării comandamentului Corpului Multinațional de Sud-Est, raport comun al Comisiilor pentru apărarea celor două camere și proiectul de hotărâre. Proiectul de hotărâre a fost distribuit și afișat din domnul deputat Parc, din partea Comisiilor pentru apărare, pentru prezentarea raportului comun și proiectului de hotărâre. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Comisia de apărare, ordine publică, siguranță națională a Parlamentului au fost sesizate de către biroe permanente ale Camerei Deputaților Senatului cu adresa numărul 284BP din 19 mai 2020, în vederea întocmirii documentației necesare aprobării într-o ședință comună a Camerei Deputaților Senatului cu scrisoarea domnului Claus Werner Iohannis, președintele României, cu privire la aprobarea înființării comandamentului Corpului Multinațional de Sud-Est, transmisă cu adresa numărul DSN1647 din 22 aprilie 2020. Pe fondul modificării radicale a mediului internațional de securitate, la summitul NATO de la Bruxelles din luna iunie 2018, a fost reliefată importanța strategică a regiunii Mării Negre pentru securitatea spațiului euroatlantic și necesitatea creșterii prezenței aliate înaintate în această regiune. În acest context și în baza angajamentului internațional asumat de România, țara noastră s-a oferit să constituie pe teritoriul național o capabilitate multinațională de comandă și control în domeniul terestru, care va fi pusă la dispoziția NATO ca element integrator al planului naționale și aliate de apărare, propunere aprobată de Consiliul Nord-Atlantic în luna iulie 2019. În conformitate cu prevederea R3, litera B din legea 291/2007, privind intrarea, staționarea, desfășurarea de operațiuni sau tranzitul forțe armate străine pe teritoriul României, actualizată, la solicitarea Ministrului Apărării Naționale, cu avizul Consiliului Suprem de Apărare a Țării, domnul Claus Werner Iohannis, președintele României, a transmis Parlamentului României solicitarea de aprobare a înființării Comandamentului Corpului Multinațional de Sud-Est. Comisiile pentru apărare, ordine publică, siguranță națională din Camera Deputaților și Senat au dezbătut solicitarea președintelui în data de 2 iunie 2020. Membrii comisiei au fost prezenți la ședință conform listelor de prezență. În urma dezbaterii, membrii comisiilor au hotărât cu unanimitate de voturi aprobarea înființării Comandamentului Corpului Multinațional de Sud-Est. Următoarea hotărâre. Hotărâre privind aprobarea înființării pe teritoriul României a Comandamentului Corpului Multinațional de Sud-Est. Având în vedere solicitarea Ministrului Apărării Naționale cu avizul Consiliului Suprem de Apărare a Țării și la propunerea președintelui României adresată Parlamentului României,
În temeiul art. 3, litera B din legea 291/2007, privind intrarea, staționarea, desfășurarea de operațiuni sau tranzitul forțelor armate străine pe teritoriul României, și ale art. 13.30 din regulamentul activităților comune ale Camerei Deputaților Senatului, aprobat prin hotărârea Parlamentului României numărul 4/1992, republicat, Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre. Articol unic. Se aprobă înființarea pe teritoriul României a Comandamentului Corpului Multinațional de Sud-Est, cu indicativ de unitate militară pe teritoriul României, în garnizoana Sibiu, cu dislocare temporară în garnizoana București, în următoarele condiții. Comandamentul va avea statut de comandament militar internațional, subordonat pe linie de comandă unui comandament aliat în afara structurii naționale de comandă și control. B. Organizarea, funcționarea, încadrarea cu personal, administrarea, sprijinul națiunii gazdă, precum și alte detalii necesare îndeplinirii misiunii Comandamentului Corpului Multinațional de Sud-Est se stabilesc prin înțelegeri încheiate între Ministerul Apărării Naționale din România cu autoritățile militare NATO și statele aliate participante. Pe timpul funcționării pe teritoriul României, după activare, Comandamentul Corpului Multinațional de Sud-Est și personalul acestuia beneficiază de prevederile protocolului privind statutul Comandamentului Militare Internaționale, înființate în temeiul Tratatului Atlanticului de Nord, semnat la Paris la 28 august 1952, și ale acordului dintre statele părți la Tratatul Atlanticului de Nord cu privire la statutul forțelor lor, semnat la Londra la 19 iunie 1951, la care România a aderat prin legea 362 din 2004, de prevederile memorandumului de înțelegere, MOU, între Guvernul României și Comandamentul Suprem al Forțelor Aliate din Europa și Comandamentul Suprem Aliat pentru Transformare, privind acordarea sprijinului națiunii gazde pentru executarea operațiilor și exercițiilor NATO, semnat la Mons, Belgia, la 6 aprilie 2006, respectiv la 10 aprilie 2006, precum și de prevederea acordului suplimentar la protocolul de la Paris dintre Guvernul României și Comandamentul Suprem al Forțelor Aliate din Europa și Comandamentul Suprem Aliat pentru Transformare, semnat la Bruxelles la data de 2 decembrie 2015, ratificat prin legea numărul 126/2016. Punctul D. Dislocarea Comandamentului Corpului Multinațional de Sud-Est la misiune în afara teritoriului statului român se va executa la ordinul autorităților militare NATO. Am terminat. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul deputat. Dacă sunt comentarii din partea grupurilor parlamentare, nu urmează dezbaterea pe articole a proiectului de hotărâre. Dacă la titlul proiectului de hotărâre sunt obiecții, nu sunt, adoptat. La preambul, nu sunt, adoptat. La articolul unic, literele de la A la D, sunt obiecții sau comentarii, nu sunt, adoptat. Am încheiat dezbaterile, rămâne de asemenea și acest proiect de hotărâre când intrăm în procedura de vot electronic. La punctul 6 al ordinii de zi este înscris proiectul de lege pentru aprobarea ordonanței de urgență a Guvernului numărul 50/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020. PLX 153/2020, legea 232/2020, lege ordinară. Raportul comun al Comisiilor pentru Buget al celor două camere, are cuvântul reprezentantul Guvernului, dacă dorește. Doriți? Doriți. O prezentare scurtă, domnul ministru, vă rog. Mulțumesc frumos. Prin ordonanța de urgență a Guvernului 50/2020 s-a efectuat prima rectificare bugetară pe acest an. Este o rectificare făcută în condiții derogatorii, având în vedere situația nou creată. Astfel, în urma reevaluării indicatorilor macroeconomici, la nivelul bugetului de stat, precum și la nivelul bugetului general consolidat în ansamblul său, s-au constatat diminuări la nivel de venituri, majorări la cheltuieli.
Astfel, în cifre, veniturile bugetului general consolidat se diminuează pe sold cu suma de 19,45 miliarde de lei, cheltuielile bugetului general consolidat se majorează pe sold cu 12,5 miliarde de lei, deficitul fiind de 31,9 miliarde de lei. Mulțumesc mult! Eu mulțumesc președintele Comisiei de Buget Finanțe din Camera Deputaților, domnul Sorin Lazăr, vă rog. Aveți cuvântul pentru citirea raportului. Mulțumesc frumos, domnule președinte. Avem raport comun asupra proiectului de lege privind aprobarea ordonanței de urgență a Guvernului nr. 50 din 2020 pentru rectificarea bugetului de stat pe anul 2020. În conformitate cu prevederea articolului 21 din Regulamentul Activităților Comune ale Camerei și Senatului, Comisia pentru Buget Finanțe, Activitate bancară și piață de capital a Senatului și Comisia pentru Buget, Finanțe și Bănci a Camerei Deputaților au fost sesizate spre dezbatere pe fond cu proiectul de lege privind aprobarea ordonanței de urgență a Guvernului nr. 50 pentru rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, transmis prin adresa RL 232, respectiv PLX 153, în vederea întocmirii un raport comun. Obiectul de reglementare al proiectului de lege reprezintă rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, aprobat prin legea 5 pe 2020. Proiectul de lege a fost avizat favorabil de Consiliul Legislativ, a primit avize pozitive, amendamente cu amendamente admise din partea comisiilor, potrivit articolului 13.2 din Regulamentul Activităților Comune ale Camerei Deputaților și Senatului. Membrii celor două comisii s-au întâlnit în ședință comună online în data de 18 iunie și au hotărât cu majoritate de voturi să propună spre dezbatere și adoptare plenului Parlamentului un raport comun de adoptare a proiectului de lege privind aprobarea ordonanței de urgență a Guvernului nr. 50 pe 2020 pentru rectificarea bugetului de stat pe anul 2020 cu amendamentele admise prezentate în anexa A. Amendamentele respinse se găsesc în anexa B. În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare și urmează a fi adoptat în conformitate cu prevederea art. 76 aliniatul 2 din Constituția României. Domnule președinte, pentru conformitate, o să vă rog să mai mă lăsați un minut să exprim ceva. Principiul acestei rectificări a fost următorul. Peste alocarea inițială de circa 226 de milioane de lei propusă de guvern, astăzi, în ședința comună, am hotărât suplimentarea acestei sume cu suma de 930 de milioane împărțită astfel. 850 de milioane pentru către Consiliile Județene, respectând principiul numărului de locuitori, adică s-au trimis către căjuri sume suplimentare în funcție de numărul de locuitori din fiecare județ, către București 80 de milioane, urmând ca la Primăria Generală pe echilibrare să ajungă 40 de milioane, și la cele sectoare, în mod egal, o sumă de 6.660.000 de lei. De aceea, o să rugăm Departamentul Legislativ ca, în colaborare cu Ministerul de Finanțe și cu cele două stafuri din comisiile de buget din Cameră și din Senat, să facă eventuale corecturi legislative pe tehnică legislativă, dacă este cazul, la anexa 5 și amendamentul de corelare de la articolul 26, deci 1, repet, dacă se constată că este cazul. Vă mulțumesc. Vă rog, domnul lider Partidul Național Liberal, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Grupul Partidului Național Liberal va vota pentru legea de adoptare a ordonanței Guvernului, întrucât propunerile făcute în comisie nu modifică substanțial ordonanța. Pe de altă parte, așa cum spunea și domnul Lazăr, rezolvăm o problemă așteptată în special de Consiliile Județene pentru finanțarea cheltuielilor pe partea socială și practic le dăm posibilitatea ca prin această rectificare să își poată derula activitatea în foarte bune condiții, mai ales că, și asta cred că trebuie remarcat, este pentru prima dată din 2014 când guvernul reactualizează standardele de cost și, practic, ajutorul venit către Consiliile Județene de data asta este cu adevărat substanțial, pentru că nu vor mai avea nici ei probleme în recalibrarea sumelor la nivelul sistemului de protecție socială. Vă mulțumesc! Mulțumesc mult! Dacă mai dorește
Cineva? Vă rog, domnul Benedic, vă rog. Liderul grupului UDMR. Liderul grupului PSD discută cu guvernul. Vă mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. Această rectificare bugetară a lăsat instituțiile publice de spectacole și concerte din subordinea consiliilor județene și locale fără finanțarea stabilită inițial în legea bugetului de stat pe anul 2020, procentul alocat acestora fiind împărțit între bugetele locale. După părerea noastră, aceasta este o măsură abuzivă față de beneficiari, deoarece și-au planificat bugetele pe un an pe o prevedere legală care a ținut exact 4 luni în loc de 12 luni. Dar este și o măsură fără rezultat concret, deoarece sumele suplimentare obținute din consiliile locale reprezintă o mult prea mică parte din cheltuielile antrenate de măsurile presupuse de pandemie. În continuare, nu rezolvă numeroasele probleme sociale cu care s-au confruntat autoritățile locale în asigurarea continuității serviciilor sociale, protecția copiilor, persoane cu handicap, victime ale violenței domestice, persoană fără adăpost, adică tocmai acele categorii care sunt cele mai vulnerabile. Iar distribuirea celor 850.000 lei pentru consiliile județene nu este făcut echitabil. Și la anexa 3/26 la Ministerul Sănătății există o eroare materială care trebuie corectată. Deci la Spitalul Județean Târgu Mureș, în loc de paturi ATI, trebuie secția ATI. În consecință, această rectificare bugetară nu va fi votată de grupul UDMR. Vă mulțumim. Și eu vă mulțumesc. Trecem la dezbaterea pe articole. Dacă la raport, spuneți. Avem 41 de amendamente admise, anexă și unul la 24 respinse. Dacă de la 1 la 10 amendamentele admise, aveți ceva? Nu. De la 10 la 20, aveți marginal ceva respins? Vă mulțumesc, domnule președinte. Deci, număr curent 1, articolul 10, după aliniatul 1, în articolul 10 se introduce un nou aliniat, aliniatul 2, cu următorul cuprins. Cuantumul cheltuielilor aferente despăgubirilor civile acordate din bugetul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, prevăzute în anexa numărul 3/23/02, la capitolul 74.01, Protecția mediului, titlul 59, alte cheltuieli, se stabilește la nivelul sumei de 5.000 lei. Influența asupra bugetului ordonatorului de credite se regăsește în anexa 2, la prezența ordonanță de urgență. Porniți procedura de vot cu setarea de 3 minute pentru aprobarea acestui amendament respins. Liderii de grup, vă anunțați. Colegii. Domnule președinte, grupurile parlamentare ale PSD vor vota împotriva acestui amendament. Domnul Roman. Mulțumesc, domnule președinte. Grupul PNL votează contra acestui amendament. Grupul USR. Grupul USR va vota împotriva acestui amendament. De la Pro Europa, doamna Teiș, ne spuneți cum votează colegii? Nu. Bine. Grupul PPP.
Și grupul PMV va vota împotriva acestui amendament. Vă mulțumesc. Porniți procedura de vot. 3 minute. Mai așteptăm unda de șoc, da? La F35, jur de 30 de secunde. ...362 de colegi, colege și-au exprimat voturi, 329 împotrivă, 26 da, 5 abțineri, 2 colegi sau colege nu votează, domnul lider, următorul amendament tot respins, da? Ceeași procedură de primire. Vă mulțumesc, domnule președinte, ăsta este al doilea amendament care îl susțin și totodată ultima, ca să nu vă speriați. Deci este vorba de număr curent 8,
După articolul 20 se introduce un nou articol 20 prim cu următorul cuprins. Din fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului se alocă o sumă de 740.000 lei pentru finanțarea instituțiilor publice de spectacole și concerte din subordinea autorităților administrațiilor publice locale, ale unităților administrativ-teritoriale din județe, respectiv teatre, opere, filarmonici, într-un cont distinct, deschis pe seama direcțiilor generale, regionale, ale finanțelor publice, administrațiilor județene, ale finanțelor publice. Alineatul 2. Suma prevăzută la alineatul 1 se reprezintă unitățile administrativ-teritoriale proporțional cu ponderea cheltuielilor în anul 2020 cu această destinație, ce revine fiecarei unități administrativ-teritoriale. În total cheltuielilor cu această destinație ale unităților administrativ-teritoriale, dar nu mai mult de 30.000 lei. Și alineatul 3, direcțiile generale, regionale ale finanțelor publice, administrațiile județene ale finanțelor publice virează până în data de 15 iulie 2020, sumele reprezentând cheltuielile aferente perioadei ianuarie-iunie, iar pentru perioada august-septembrie până la data de 10 a fiecărui luni. Vă mulțumesc. Și eu vă mulțumesc. Vot, vă rog. 3 minute. Grupurile parlamentare, vă mențineți indicația de vot. Vă mulțumesc. Ăsta? Dacă îl admite.
305 voturi împotrivă, 31 pentru, 11 abțineri, rămas amendament respins. Vă rog o pauză de 5 minute. Spuneți. Marginal cât? Dacă la anexă sunt...
comentarii că la celelalte amendamente admise mai sunt intervenții. Nu, rămâne la votul electronic cu adoptarea cu amendamentele admise și respinse. La punctul 7 al ordinii de zi, proiectul de lege privind aprobarea ordonanței de urgență a Guvernului numărul 51/2020 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020, pe legi 154/2020, legea 233/2020, lege ordinară. Raportul comun al comisiilor pentru buget ale celor două camere. Are cuvântul, mai doriți, reprezentantul Guvernului? Nu? Prezentarea raportului. Același domn președinte al Comisiei de Buget Finanțe la Camera Deputaților, domnul Lazar. Mulțumesc, domnule președinte. Raport comun asupra proiectului de lege privind aprobarea ordonanței de urgență a Guvernului 51 din 2020 pentru rectificarea bugetului asigurării sociale de stat pe anul 2020. Obiectul de reglementare al proiectului de lege reprezintă rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020, aprobat prin legea 6/2020. La dezbaterea proiectului de lege a participat și domnul Polac, secretar de stat în Ministerul Muncii și Justiției Sociale. Potrivit art. 13, punctul 2 din regulamentul activităților comune ale Camerei Deputaților și Senatului, membrii celor două comisii s-au întâlnit în ședință comună online data de 18 iunie 2020 și au hotărât cu majoritate de voturi să propună spre dezbatere și adoptare plenului Parlamentului un raport comun de adoptare a proiectului de lege privind aprobarea ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2020 pentru rectificarea bugetului asigurării sociale de stat pe anul 2020 în forma prezentată de Guvern. În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare și urmează a fi adoptat în conformitate cu prevederile articolului 76 alineatul 2 din Constituția României. Vă mulțumesc. Dacă dorește cineva să ia cuvântul la dezbateri generale, trecem pe articole. Nu. Cheia dezbaterile. Rămâne pentru votul electronic. Comisia le propune adoptarea proiectului de lege. Trecem la punctul 8. Prevederile din legea pentru completarea legii numărul 227/2015 privind codul fiscal pe lex 396/2019, legea 489/2019 referitoare la indemnizația pentru limită de vârstă, prevederile legea numărul 96/2006 privind statutul deputaților și senatorilor, raportul Comisiei Permanente a Camerelor Deputaților și Senatului privind statutul deputaților și a senatorilor, organizarea și funcționarea ședințelor comune ale Camerelor Deputaților și Senatului. Prin prezentare, dau cuvântul domnului deputat Valeriu Steriu din partea Comisiei pentru Statut. Mulțumesc, domnul președinte. Raport asupra prevederilor articolului 134 indice 1, aliniatul 3, litera F, din legea pentru completarea legii numărul 227/2015 privind codul fiscal. În conformitate cu prevederile articolului 21 din regulamentul activităților comune ale Camerei Deputaților și Senatului, Comisia Permanentă a Camerei Deputaților și Senatului privind statutul deputaților și al senatorilor a fost sesizată spre dezbaterea în fond a prevederilor din legea pentru completarea legii numărul 227/2015 privind codul fiscal. Inițiativa legislativă are ca obiect de reglementare instituirea taxei pe veniturile din indemnizațiile pentru limita de vârstă obținute de foștii deputați și senatori. Consiliul Legislativ și Consiliul Economic și Social au avizat favorabil proiectul de lege. Membrii Comisiei au examinat prevederile articolului 134 indice 1, aliniatul 3, litera F, din legea pentru completarea legii numărul 227/2015 privind codul fiscal, menționate mai sus, în ședința online din 18 iunie 2020, la lucrările Comisiei fiind prezenți 10 din totalul de 11 membri. În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate, membrii Comisiei au hotărât cu unanimitate de voturi să propună plenului reunit al celor două camere ale Parlamentului spre dezbatere și adoptare prevederile articolului 134 indice 1 aliniatul 3 litera F din legea pentru completarea legii numărul 227/2015 privind codul fiscal în forma propusă de inițiatori. În raport cu obiectul și conținutul său, inițiativa legislativă face parte din categoria legilor ordinare. Vă mulțumesc. Și eu vă mulțumesc. Dacă dorește cineva să ia cuvântul la dezbatere pe procedură. Vă rog, domnul Andronache, domnul președinte Bani. Vă mulțumesc, domnule președinte, pentru că a fost contestată procedura. Mi se pare absolut normal să iau cuvântul și să lămuresc această chestiune.
mai ales că ni s-a indicat în mod expres de către Curtea Constituțională, prin decizia 153/2020, calea de urmat. Dar până la momentul respectiv, cu privire la procedura întoarcerii unei legi la prima cameră sesizată, site-ul Senatului are procedura legislativă detaliată și o să-mi permit să citez prima dată de pe site-ul Senatului, care spune așa: după adoptarea sau respingerea de către prima cameră sesizată, proiectul de lege se trimite celeilalte camere care va decide definitiv. De la această regulă, stabilită de articolul 75 aliniatul 2, este stabilită o excepție. Astfel, potrivit art. 75 aliniatul 4 și 5 din Constituție, în cazul în care prima cameră sesizată adoptă o prevedere care, potrivit Constituției, intră în competența decizională a primei camere sesizate, prevederea este definitiv adoptată dacă și cea de-a doua cameră este de acord. În caz contrar, numai pentru prevederea respectivă, legea se întoarce la prima cameră sesizată, care va decide definitiv în procedură de urgență. Asta scrie pe site-ul Senatului. Însă, suntem într-o situație specială și cu privire la această situație specială, domnule președinte, o să vă rog să-mi dați voie să citez din decizia Curții Constituționale 153/2020, care, ce să facem, se referă exact la aceeași chestiune reglementată cu privire la pensii, ca urmare a legii adoptate anterior, unde Înalta Curte de Casație și Justiție a contestat exact acest lucru, că reglementarea referitoare la statutul deputaților și senatorilor nu a fost adoptată de plenul comun. Curtea s-a pronunțat pe această chestiune și este bine să cităm întru totul din această decizie pentru a lămuri definitiv această problemă și să fim de acord cu toții că procedăm conform deciziei curții. De aceea am nevoie de puțin mai mult timp și vă rog să-mi lăsați timpul necesar, fiind pe procedură, să dau citire tuturor motivelor expuse în această decizie, astfel încât să fim pe deplin lămuriți. Nu durează mai mult de 5 minute. Deci, suntem la capitolul 2 din această decizie 153/2020, criticile de neconstituționalitate referitoare la nerespectarea procedurii parlamentare de adoptare a legilor, respectiv susținerile privind încălcarea dispozițiilor art. 65 și 75 aliniatul 1 cu referire la art. 73 aliniatul 3 din Constituție, litera L, în ceea ce privește dispozițiile vizând statutul deputaților și senatorilor și cele referitoare la statutul judecătorilor și procurorilor. Curtea Constituțională arată la paragraful 69. A statuat că în urma revizuirii Constituției din 2003, procedura de adoptare a legilor organice și ordinare s-a modificat în mod radical, în sensul că fiecare cameră a Parlamentului a fost înzestrată cu o anumită competență, iar sesizarea camerelor a fost supusă unui regim constituțional strict reglementat de art. 75. Practic s-a conceptualizat noțiunea de cameră de reflecție și cea de cameră decizională, tipologii de camere expres calificate ca atare prin Constituție în funcție de domeniul de reglementare. La paragraful 70 se spune următoarele. Desigur că pot exista reglementări care să privească mai multe domenii, sens în care Curtea Constituțională a reținut că în ceea ce privește competența de a dezbate și de a adopta proiectele de legi și propunerile legislative potrivit art. 75 din Constituție, acestea stabilesc calitatea de primă cameră sesizată, respectiv cameră decizională, în funcție de materia de reglementare și de obiectul legiferării. În practică, se pot ivi situații în care unul și același act normativ, și suntem în această situație, să cuprindă dispoziții care aparțin mai multor domenii de reglementare, care intră în competența decizională a ambelor camere. Pentru astfel de situații sunt aplicabile articolul 75, aliniatele 4 și 5 din
Constituție. Întrucât criteriile de partajare a competențelor celor două camere, precum și modalitatea de soluționare a eventualelor conflicte de competență sunt strict prevăzute în legea fundamentală, fiecare cameră a Parlamentului este obligată să respecte dispozițiile art. 75. Aplicând aceste considerente de principiu, Curtea reține că reglementarea drepturilor magistraților, între care și dreptul la pensie, privește statutul profesiilor respective, iar în acest sens, Curtea a reținut că ele se subsumează articolului 73 alineatul 3 litera L din Constituție, acest din urmă text constituțional, cuprinzând toată sfera de reglementare a relațiilor sociale privitoare la justiție. Ori nu este de conceput ca unele elemente ce țin de statutul judecătorilor să fie reglementate printr-o lege organică adoptată de Senat în calitate de cameră decizională, iar altele de Camera Deputaților în calitate de cameră decizională. Și acum ajungem la paragraful 72 referitor la statutul deputaților și senatorilor. Tot astfel, câtă vreme prin legea criticată, sunt modificate și dispoziții ale legii 96/2006 privind statutul deputaților și senatorilor. Prin dezbaterea separată în Senat și respectiv în Camera Deputaților, au fost încălcate dispozițiile articolului 65 alineatul 2 litera J din Constituție, care impun ca stabilirea statutului, stabilirea indemnizației și a celorlalte drepturi să se facă în ședință comună a camerelor Parlamentului. În acest sens, Curtea s-a mai pronunțat reținând următoarele. Curtea constată că aceasta privește statutul deputaților senatorilor, domeniul de reglementare care, potrivit art. 73 alineatul 3 litera C din Constituție, este de domeniul legilor organice, iar adoptarea unei asemenea legi se face în ședința comună a camerelor, a celor două camere ale Parlamentului, conform art. 65 alineatul 2 litera J din Constituție. Concluzia. Paragraful 73 din decizia pe care am citat-o mai devreme. Față de considerentele enunțate, Curtea constată că sunt întemeiate criticile referitoare la nerespectarea ordinii de sesizare a camerelor Parlamentului cu privire la modificarea legii 303/2004 privind statutul judecătorilor, precum și nerespectarea obligației de a dezbate reglementările privitoare la drepturile deputaților și ale senatorilor în ședință comună a celor două camere. Stimați colegi, stimate colege, Curtea a venit și a spus foarte clar prin această decizie 153/2020 că reglementările care fac referire la statutul deputaților și senatorilor, numai acele reglementări, trebuie adoptate într-o ședință comună a Camerei Deputaților și Senatului. În ce situație suntem? Suntem exact în această situație. Ca atare, eu vă fac o sugestie, nu este neapărat obligatorie, dar sugestia mea este ca în raport să se specifice că prin adoptarea acestui paragraf, care a fost discutat în Comisia de Statut, se respectă decizia Curții Constituționale 153/2020 și, așa cum am spus și prima dată, tocmai prin procedura pe care o aplicăm acum, respectăm deciziile Curții Constituționale, respectăm articolul 75 din Constituție și, pe cale de consecință, procedura este și regulamentară și constituțională. Vă mulțumesc! Domnul deputat, vă mulțumesc pentru lămuriri. Am o sesizare și eu, dacă rămâneți după program, vreau să o depun împotriva domnului Orban cu starea asta de alertă, să vă uită, vă aruncați un ochi pe ea, să nu fi greșit ceva. Domnul președinte Barna, vă rog. Vă mulțumesc anticipat, domnul Andronache. Domnule președinte,
USR luptă pentru desființarea sau, mă rog, s-a ajuns la impozitarea pensiilor speciale de 4 ani. Dumneavoastră, în tot acest timp, ați făcut, mă rog, diverse variante de simulacru de rezolvare a problemei. Unde suntem astăzi? S-a adoptat ieri o lege pentru, nu-i așa, impozitarea pensiilor speciale. A trecut de Camera Deputaților, trecuse de Senat și a încheiat procedura parlamentară. Pleacă la promulgare la președinte. Ceea ce se întâmplă astăzi, ceea ce faceți dumneavoastră astăzi, prin această prevedere, pentru că nu apare nicăieri că ar fi o lege, dar să spunem că are natură de lege, prin această prevedere, este exact ca într-un film de Sergiu Nicolaescu, unde băgați un pachet de dinamită la temelia constituțională a acestei legi, asigurându-vă că respectiv Curtea Constituțională va respinge această lege. Și în felul acesta, repet, în felul acesta se creează un cârlig foarte puternic, pentru că l-am ascultat pe domnul Andronache, am auzit argumentele, dar în realitate Curtea Constituțională a fost consecventă în interpretarea că dacă avem situație de suprapunere legislativă, aceea este o situație de neconstituționalitate. Soluția care ar fi existat și care ar fi putut fi aplicată, da, într-adevăr, pentru deputați și senatori trebuie o reglementare de plen comun. Numai că această reglementare trebuia într-o lege distinctă, nu legea aceasta 396 de ieri. Practic, noi ieri am încheiat 396-le și am încheiat procedura parlamentară. Acum venim și mai agățăm niște zurgălăi de care Curtea Constituțională, pe care Curtea Constituțională se observe și în felul acesta ne asigurăm încă de acum că tot demersul, toată bucuria de ieri a cetățenilor, de fapt, se va întoarce de la Curtea Constituțională. Și fiecare demers de genul acesta, pentru că asta este ironia, spunem, las că o reparăm peste o lună, că ne mai zice Curtea un pic și peste o lună mai tragem o dată. Fiecare demers prin care Curtea Constituțională are ocazia să respingă eliminarea sau să aprobe impozitarea pensiilor speciale, nu face decât să crească frustrarea și revolta cetățenilor și să-i facă să înțeleagă că Parlamentul și clasa politică, de fapt, nu vrea soluționarea acestei probleme. Aici suntem astăzi. Și închei foarte simplu, că până la urmă suntem la un pariu de argumente juridice. Dumneavoastră spuneți că devine mai constituțională cu această reglementare. Noi spunem că această reglementare pur și simplu dinamitează orice credibilitate de constituționalitate a legii. Și atunci, domnule Simonis, domnule Orban, domnule Ciolacu, dacă Curtea Constituțională va respinge pe acest temei acest demers legislativ, aștept demisia dumneavoastră. Simplu, democratic, corect. Vă mulțumesc. Eu zic, la următoarea ședință să băgăm și fără penali în funcții publice, să vedem dacă e constituțional sau nu, și o aștept și eu pe dumneavoastră. Și o aștept și eu pe dumneavoastră, pe urmă. Domnul Roman. Nu. O idee bună, domnule președinte. Poate rezolvăm și treaba asta, că văd că unii doar o clamează, dar nu reușesc să o ducă până la capăt. De gândit. Bună idee, oricum. Mă așteptam ca domnul Barna să mulțumească colegului meu jurist, Gabi Andronache, pentru pledoaria gratuită făcută de la tribuna Parlamentului. Colegul meu a citat doar din decizia ale Curții Constituționale. Eu înțeleg că fără penali în funcții publice înseamnă, în primul rând, să respecti Constituția, legile țării, să respecti CCR-ul și deciziile CCR. Văd că ce e scris alb pe negru nu mai e clar, dar, mă rog, așa e când politica e mai importantă decât argumentele. Astăzi, stimați colegi, asistăm la un moment istoric, pentru că noi ne-am întors fața spre popor, am auzit vocea poporului care ne-a spus tăiați pensiile speciale. Prin liderii de grup de la PNL și PSD, susținuți de toate partidele politice, am dus această voce în lege printr-un amendament, iar astăzi închidem un proces început ieri prin care impozităm și pensiile parlamentarilor sau taxăm pensiile parlamentarilor, mai corect spus, cu 85%, ceea ce înseamnă dreptate socială. Ca să înțeleagă toată lumea, cu tot respectul față de colegii de la USR, dacă dânsii ar fi votat împotrivă sau abținere ieri în comisie, dacă dânsii ar fi votat abținere sau împotrivă ieri în plen,
discursul domnului de Barna de astăzi era deplin justificat. Am uitat de Comisia de Regulament. Dar, Comisia de Statut, îmi cer scuze. Dar atâta timp cât parlamentarii USR au votat ieri pentru impozitare, în comisie, în plen și la comisia de astăzi, dânsii practic au asumat acest demers politic. Pe de altă parte, m-am uitat ieri după ședința de plen, reprezentanții USR-ului, umplând practic mediu online, că ura, victorie, nu mai sunt pensii speciale și e reușita domniilor lor. Bun, acum, dincolo de faptul că a furat munca altora, e urât, e urât să fur munca altora, trebuie măcar să fii corect. Astăzi, practic, ați revenit la aceeași retorică în care veniți și spuneți era mai bună abrogarea. Sigur, susținem și treaba asta. V-am spus de la bun început că votez orice proiect de lege de impozitare și de abrogare atâta timp cât este constituțional. Numai că, dacă făceam ceea ce ne cerea domnul Barna astăzi, practic blocam ceea ce ieri am decis în unanimitate, pentru că v-a explicat domnul Andronache că astăzi trebuia să intervenim în ședință comună pe statutul senatorilor și deputaților. Domnul coleg, ați bătut câmpii destul. Sunteți, din păcate, un ageamiu și un manipulator, care n-ați înțeles nimic. Vă spun doar atât. Astăzi, urmarea amendamentului depus de PNL și PSD, nu mai avem pensii speciale așa cum era înainte pentru parlamentari, ci vom avea pensii speciale impozitate cu 85%. Dacă asta vă deranjează, aveți curajul, ieșiți în fața românilor, spuneți că voi militați pentru pensii speciale așa cum ați votat pentru Curtea de Conturi și atunci sunteți cu adevărat îndreptățiți să spuneți voi sunteți mai moral decât alții. Până atunci, vă rog frumos să nu fiți ipocriți și să nu mințiți oamenii. Pentru că votul rămâne, votul există și îmi pare rău, ați căzut și astăzi între scaune. Poate atunci când se face apel la responsabilitate politică, noi înțelegem. În cazul dumneavoastră, cred că trebuie să facă apel la maturitate politică. Doamne ajută! Mulțumesc! Nu va pronunța numele. Nu va pronunța numele. Am încheiat dezbaterile. Vă rog să pregătiți pentru... vă doriți... Domnul deputat, vă rog frumos, nu m-a dat cuvântul. Domnul deputat, vă rog, tăiați microfon. Nu i-a pronunțat numele. Dați-i drumul. Domnul Simon Nișpormă, domnul secretar al Senatului de la USR. Mulțumesc, domnule președinte. Practic, și am încheiat dezbaterea. Practic astăzi, după ce în ultima lună și jumătate la inițiativa Partidului Social Democrat am avut mai multe întâlniri cu toți liderii grupurilor parlamentare din Camera Deputaților pentru a identifica mecanismele constituționale de diminuare, impozitare drastică a pensiilor speciale, ieri, în Camera Deputaților, am votat impozitarea acestor pensii cu 85%, cu voturile tuturor grupurilor parlamentare, inclusiv cu voturile USR. Astăzi, în Comisia de Statut, în unanimitate de voturi, am dat un raport pentru a impozita și pensiile parlamentarilor, nu doar celelalte pensii, cu toate voturile, deci unanimitate, inclusiv cu voturile USR. Și astăzi avem în față un proiect care în câteva minute poate fi votat, prin care toate pensiile speciale din România vor fi impozitate cu 85%. Spunea un domn care vorbea mai devreme că sub această lege este un pachet de dinamită. Oameni buni, ați spus-o dumneavoastră pentru că ați votat ieri în plenul Camerei Deputaților, ați votat astăzi în Comisia de Statut și am impresia că veți vota și astăzi această lege pe care nu vă doriți, pe care încercați să o trimiteți la comisie, pentru că, de fapt, nu vă e teamă să vă asumați în fața publicului faptul că nu doriți impozitarea pensiilor parlamentarilor. Altfel nu-mi explic. Spunea același domn că nimeni în România nu crede că USR-ul dorește să... că USR-ul susține pensii speciale. Domnilor, nici eu n-am crezut asta.
Dar după zilele astea, de ieri și de astăzi, în care ba votați, ba nu votați, ba spuneți că e bine, ba vă răzgândiți și cereți retragerea de pe ordinea de zi a proiectului prin care se impozitează pensiile parlamentarilor, nu pot să cred decât faptul că vă doriți în continuare ca singurii oameni din România care să beneficieze de pensii speciale neimpozitate să fie parlamentari, că altfel nu înțeleg. Domnul secretar. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi, într-adevăr, un discurs furibund. Ipocrizie și minciună. Asta s-a întâmplat astăzi de la această tribună. Citind decizia ale Curții Constituționale pe care le-ați deturnat de la scopul lor. Dacă eliminam pensiile speciale așa cum USR-ul își dorește, da, trebuia să o facem în plen comun. Atunci când le-am introdus, da, trebuia să le facem în plen comun. Dar aplicarea unui impozit nu aduce atingere dreptului la pensie specială a parlamentarului. Faptul că impozitezi nu trebuie supus votului plenului comun. Și atenție, că discutăm de o lege de codul fiscal. Arătați-mi și mie când vreodată codul fiscal a fost adoptat în procedura în plen reunit. Și știm la fel, domnule coleg, de la care aveam foarte mari pretenții, că fiecare lege trebuie să fie modificată prin aceeași procedură prin care ea a fost adoptată. Deci dacă ieri ați făcut un lucru bun și ați impozitat pensiile speciale cu 85%, astăzi faceți un lucru greșit și transformați neconstituțional proiectul pe care l-ați făcut ieri, a cărui procedură parlamentară s-a încheiat și asupra căruia nu mai aveți votul nici măcar să-l aduceți în discuție astăzi. Acel proiect de lege trebuie să fie pe masa domnului președinte al Senatului și domnului președinte al Camerei Deputaților pentru a-l semna și a-l trimite la promulgare. Și veți observa că da, USR-ul are dreptate. USR trăiește. Mulțumesc. Oh, domnul Andrei, gata. Haideți să trecem la vot și... Deci, domnul Arpa... Sunt fer convins. Haideți că după ședință rămânem, ne uităm și pe aia împotriva lui Orban. Avem atât de muncă azi. Vă rog să vă pregătiți pentru exprimarea votului electronic la distanță. Începem cu primul proiect. Proiectul de hotărâre privind aprobarea participării Armatei României la operațiunea Galant Phoenix, începând cu anul 2020. Începem cu 3 minute, da? Setarea pentru 3 minute, acele 6 voturi. Vot, vă rog.
Este o undă de șoc de la F-35. ...375 de voturi, pentru un vot împotrivă, două abțineri, adoptat. Proiectul de hotărâre privind aprobarea participării Armatei României la operațiunea Sentinel, începând cu anul 2020. Vot, vă rog. ...372 de voturi pentru și un vot împotrivă, adoptat. Proiectul de hotărâre pentru aprobarea înființării pe teritoriul României a Comandamentului Corpului Multinațional de Sud-Est. Vot, vă rog.
381 de voturi pentru, 3 abțineri, adoptat. Proiectul de lege pentru aprobarea ordonanței de urgență a Guvernului numărul 50/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020 pe lex 153/2020, legea 232/2020, lege ordinară. Vot, vă rog. ...314 voturi pentru, 65 împotrivă, 5 abțineri, un coleg nu votează sau o colegă, adoptată. Legea pentru completarea legii numărul... Nu. Proiectul de lege privind aprobarea ordonanței de urgență a Guvernului numărul 51/2020 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 pe lex 154/2020, legea 233/2020, lege ordinară. Vot, vă rog.
343 de voturi pentru, 38 împotrivă, 2 abțineri, coleg sau colegă nu votează, adoptat. Prevederile din legea pentru completarea legii numărul 227-2005 privind codul fiscal pe lex 396-2019, legea 489-2019 referitoare la indemnizația pentru limită de vârstă prevăzută de legea numărul 96-2006 privind statutul deputaților și al senatorilor. Vot, vă rog! Doamne și domnilor deputați senatori, vă informez că în conformitate cu prevederile articolului 15, alineatul 2 și 3 din legea numărul 47-1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, publicată astăzi, 18 iunie 2020, s-au depus la Secretarii Generale Camerei Deputaților Senatului în vedere exercitării de către deputați senatori a dreptului de sesizare a Curții Constituționale următoarele legi adoptate de ambele camere ale Parlamentului. Legea pentru aprobarea ordonanței de urgență a Guvernului numărul 50-2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020 pe lex 153-2020, legea 232-2020, procedură de urgență. Legea privind aprobarea ordonanței de urgență a Guvernului numărul 51-2020 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 pe lex 154-2020, legea 233-2020, procedură de urgență. Și așteptăm și pentru ultima lege. Domnul președinte Barna, ce faceți? Ați început să umblați la parlamentari? Parlamentari? Ce facem cu migrația? ...354 de voturi pentru abținere și 43 dintre colegi nu și-au exercitat votul, adoptat. Ordinea de zi fiind depozitată, declar închisă ședința comună. Mai am de citit legea pentru completarea legii numărul 227-2015 privind codul fiscal pe lex 396-2019 pe legea 489-2019 pentru prevederi referitoare la indemnizația pentru limită de voie prevăzută de legea numărul 96-2006 privind statutul deputaților și senatorilor republicată, modificare completările ulterioare, procedură de urgență, termene pentru sesizare. Sunt de 2 zile pentru legile adoptate în procedură de urgență de la data depunerii astăzi, 18 iunie 2020. Ordinea de zi fiind depozitată, declar închisă ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului. Vă mulțumesc. A fost o plăcere astăzi să conduc această ședință.